Bună seara, bun găsit, sunteți în direct la Patra Putere. Încercam să distribui emisiunea pe Facebook, dar nu merge, nu știu cauzele. Tocmai am fost deblocat de... acum merge. Am fost deblocat de Facebook după ce 2 zile la rând am fost blocat de propaganda asta din Gorj. Și nu glumesc acum, serios, m-au blocat... Luni seara, chiar în timpul emisiunii, am primit vreo 5 raportări la Facebook și au văzut că nu am primit restricție decât vreo 24 de ore, așa că ieri m-au blocat din nou 2 raportări, iar după ce am scris azi noapte Facebook, i-am scris lui, cum îl cheamă colegii? Zuckerberg, așa? Astăzi am fost deblocat mai devreme decât trebuia. Eram blocat nu mai știu cât, mult, mult oricum. Le-am scris celor de la Facebook ce și cum, ce conținut distribui eu și așa mai departe. O chestie oarecum juridică. Asta vroiam să remarc înainte de a începe emisiunea, că am fost raportat. Asta fac propagandiștii ăștia plătiți de partidele politice să stea pe Facebook să raporteze despre care se vorbește pe la emisiunii, pe la emisiunile TV. Și mai am o chestie înainte să începem emisiunea, o să vedeți, avem un subiect în exclusivitate. Bine, zic în continuare la începutul acestei emisiuni, în fiecare seară de acum încolo, până se întâmple ceva, nu știu, până să mă amendeze poliția sau să se întâmple ceva, orice. Tone, e un drum de la Bârsești, știți unde e cartierul Bârsești? Poliție economică, poliție rutieră, primărie, Târgu Jiu, toți cei care vă uitați, autorități. Deci Bârsești e un cartier la cât să zic, 2 km de oraș. Ei, de când se intră în acest cartier și până pe calea Tismanei și până pe Luncilor și până în zona Mall, e așa un șir de tiruri care transportă ceva praf alb, nu droguri, transportă ceva de la Bârsești la complexuri energetice, nu știu ce, filler de calcar sau ceva. Bine, acele tiruri blochează efectiv circulația. Cred că cei de la drumuri, poliția rutieră, primăria, își bat joc de o grămadă de oameni. Sunt două sensuri giratorii. Până în 2050, când se va termina centura, varianta de ocolire, ar putea ca de la sensul girator, de la podul Șușiței de acolo, toate aceste tiruri să facă stânga, să se ducă pe centură și să iese jos la Kaufland. Dar nu se vrea asta, e blocat așa toată calea Tismanei și Luncilor. Deci e o frumusețe. Intrarea în oraș este exact cu înjurături și cu tot tacâmul, ca să zic așa. Pentru că dacă ar putea pune un singur semn de interzis peste o anumită capacitate, peste 3,5 tone sau habar n-am, peste 5 tone sau 20, habar n-am, la intrarea în Luncilor, ar merge pe calea Tismanei doar tirurile care ar face dreapta spre Motru. E la mintea cocoșului, la mintea ultimului fraier, domnii de la poliție, de la primărie, comisie de circulație din cadrul Consiliului Local, niște habarniști care au aterizat pe acolo prin comisia aia. Deci dacă vă pasă de orașul ăsta și nu și de pulime până la urmă, și nu, dacă căutați, Dex nu este un cuvânt pentru care aș putea fi sancționat de CNA. Doamne, ați face ceva. Nu ați lăsa așa totul în bătaie de joc. O să mă repet în fiecare seară pe tema asta, din ce în ce mai vehement o să fiu.
Domnul Tudor, parcă monitorizați Tele3. Poate îmi spuneți ceva pe tema asta, nu în seara asta, că în seara asta avem telefoanele oprite. Pentru că avem un subiect în exclusivitate, așa cum vedeți și titlul pe ecran, din arestul poliției în direct la Tele3, Ion Bârsanu, consilier local la Drăguțești. Bună seara, domnul Bârsanu! Bună seara, domnul Claudiu. Când? Ieri dimineața ați ieșit din arest, nu? Da, ieri, nu, aseară la 4:30. A, ieri după amiază. Da, ieri după amiază la 4:30. Deci procurorul a decis ca dumneavoastră să fiți sub control judiciar pentru o perioadă de 60 de zile, nu? Nu, de 24 de ore. Nu, 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 nu. Acum. A, Măsura preventivă noastră este da. control Controlul judiciar la judiciar ora 60 de zile, la care da, aveți discutăm. dreptate. Bun, până atunci, sau ca să știți despre ce este vorba. Presa locală a scris de-a lungul vremii și eu în urmă cu 2 săptămâni, cum că din curtea primăriei Drăguțești, mai exact de pe 2 autospeciale, ambulanțe, au dispărut unele componente auto, motoare, cutii de viteze și alte piese. Principalul suspect, conform plângerii depuse de autoritățile locale la poliție, era invitatul meu în această seară, domnul Bârsanu, consilier local în localitate. Plângerea e la poliție, nu mai zace acolo, a zăcut, ca să zic așa, peste 7 luni. După 7 luni și după ce presa a scris despre acest caz, s-au trezit domnii polițiști și au efectuat alaltă ieri dimineață o percheziție la domnul Bârsanu acasă. Să ne puneți și colegii și imaginile, să ruleze într-un colț acolo pe ecran. Au făcut o percheziție, domnul Bârsanu s-a opus inițial acelei percheziții, o să ne povestească dumneavoastră, vă povestesc pe scurt eu ca să știți despre ce vorbim în această seară. În final, polițiștii și procurorul de caz au solicitat intervenția mascaților, au intrat în curtea domnului Bârsanu, unde au găsit piesele auto pe care le căutau ascunse sub fân. Consilierul Bârsanu a ajuns în final în arest pentru 24 de ore, după un control medical pentru că acuza dureri în zona inimii, în zona pieptului. Medicii au considerat că acele dureri sunt simulate și în final domnul Bârsanu a ajuns în arestul IPJ, iar după audierea la parchet i-a fost impusă o măsură preventivă, aceea a controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile. Spuneți dumneavoastră cum stau lucrurile, domnul Bursan. Domnul Claudiu, lucrurile stau exact pe dos, cum au fost relatate, cum am găsit în plângerea domnului primar, că să o spunem, domnul primar a făcut plângerea și s-a plâns că motoarele au dispărut de pe ambulanțe după 2 ani, din 2017. De să fac 2 ani, 2 ani și ceva aproape de când au dispărut. Să o iau cu începutul. În 2016 ambulanțele au fost aduse de la domnul Moșoiu, au fost pe proprietatea domnului Moșoiu, au fost aduse când s-a schimbat. De 5 ani În 2016. erați consilier local? Atunci eram consilier local. Bun. Din partea. Ați fost și. La asta sunteți la al câtelea mandat? Ăsta e al treilea. Al treilea. Bun. Deci erați consilier local. Da, consilier local. Au fost aduse acele ambulanțe de pe proprietatea domnului fost primar Moșoiu. Moșoiu, da. Acolo au fost depozitate. Da. Într-o stare bună. Dar unde? Unde? Pe în vecinătatea primăriei? Limitrof cu primăria e proprietatea domnului Da. Moșoiu. Păi de ce le ținea domnul Moșoiu la dânsul pe Păi proprietate? le ține acolo domnul, cu eu am stat de vorbă și mai înainte, Da. cu domnul Moșoiu și mi-a zis, Nelu, am reușit să iau cu titlu gratuit 2 ambulanțe de la spital,
și o să le folosesc, să știi că îmi trebuie la echipa de fotbal, îmi sunt necesare. Și le-a depozitat acolo. Sunt, a zis, n-am dat bani pe ele, sunt cu titlul gratuit. Erați amic cu primarul Moșoiu, cu fostul primar? Știți cum, amiciții. Am fost odată amic bun, apoi ne-am cam așa, am revenit, dar... Deci în relații bune. Okay. Bune. Pentru că am considerat că e un om mai deosebit, mai cu caracter decât mulți cu care am... lucrat și mai înainte de dumneavoastră în primărie. Deci ambulanțele au fost aduse de pe proprietatea domnului. Dar cine le-a adus? Le-a adus șoferul primăriei. Mai era Moșoiu primar când au fost luate de pe proprietatea lui? Nu. Deci după ce și-a terminat domnul Moșoiu mandatul, domnul Popescu, domnul actual primar, a spus, aduceți asta. Era o distanță de 50-60 de metri între gard și unde le-au găsit locația domnii. Bun, au fost aduse în curtea primăriei. Da, în 2016. Erau funcționale? Nu știu dacă funcționale, că eu nu am văzut dacă le-au adus pe roți, adică pornite sau le-au tractat sau, mă rog. Așa, bun. Dar erau complete. Da. Dacă le luase pentru utilitatea asta, pentru echipa de fotbal, cred că erau și funcționabile. Bun. Ce s-a întâmplat? Prin 2017, deci trecuse un an de când au fost aduse acolo, au fost depozitate exact în fața sălii de sport. Da. Prin 2017, după aproape un an de zile, m-am uitat, erau făcute praf, descomplectate. Ba una, ba alta, ba alta, ba alta, cam în jur de 20-25% erau la o ședință de consiliu. Am discutat și cu domnii consilieri și cu domnul primar. Domnul primar, ce faceți cu ambulanțele? Pentru că e păcat de ele. Cum îmi zicea el, tată, ca așa, să expunea tată, lasă că vedem cu ele ce facem, măcar să le valorificăm, să nu le căute, dă-i încolo, că uite, au început să fure. Dar domnul primar, dar aveți camerele, uite, sunt acolo, chiar, na, sat fără câini. Da, nu și așa, nu avem ce face cu ele, o să vedem, să găsim o modalitate să le valorificăm la fier vechi. Okay. E un lucru foarte bun, dar grăbiți-vă că nu mai rămâne nimic pe ele. Da, bine, uite, să o stau de vorbă cu cei din compartimentul contabilitate, să vedem modalitatea de a le putea, cum apar în acte, modalitatea de a, putea să le, dăm la fier vechi. Bine, eu, având acasă proprietate, o autoutilitară Iveco, zic, dacă totuși m-am gândit, m-am sfătuit acasă, dacă tot destinația e o destinație de fer vechi, mi-ar trebui mie motoarele ca piese de schimb la autoutilitarea mea. Da. Erau motoare clasice, erau... Am înțeles. Da. Și a trecut câtva timp și domnul primar, ați rezolva cu ea, le ducem la impedimentul e că nu o să ni le primească, nu știu dacă mai sunt acte, hârtii, nu știu, așa, dar o să fie problemă că o să fie greu de să le tăiem, că nu ni le primesc în modal. Și domnule, care e problema, dacă totuși le duceți acolo, aș fi interesat de motoare. Domnule, nu se pune problema. Nu te vorbesc cu domnul vice, cu doamna contabilă, să vedem cum facem, nu știu ce. Bine, domnule, dacă vă hotărâți și asta, eu sunt interesat de motoare. Da. La 2-3 săptămâni, domn primar, cum e cu Dan Anelu? Nu se pune problema, poți să vii să le iei motoare. Da. Așa am făcut. S-a făcut aproape de septembrie. Zic, septembrie când? 2017. Ok. 2017, da. Deci... Am înțeles. Da. Și am luat un prieten, m-a ajutat să le dezmembrez. Cu ce să le încarc? A durat 2, 3, 4, 5 zile. Un motor are aproape 400 de kilograme. N-aveam cu ce să le încarc. Zic, ia să sun pe, fiind acolo a dezmembrat, iar să sun pe domnul primar, poate mă ajută, cu buldo excavatorul. În prezența domnului care m-a ajutat, un prieten de-al meu,
Și să Vali, vezi că sunt pe domnul primar, că poate mă ajută cu buldoiescavatorul să le încarc în camionet. Dă-i la lui telefon, zice. Domnule, domnul primar, Nelu, îmi pare rău, Nelu, că nu-i funcționabil, are ceva hidraulic de fel. Dar eu sugerez un băiat de la Văleni, care are după tractor o macara, încarcă lemne, mă rog, mergi și nu se pune problema, le poți încărca. Bine, domnule. M-am dus cu mașina, l-am găsit la cineva, la lucra la un domn, lucra la o mașină și am zis, băi, domnul, zică, uite așa, așa, așa. Da, L-ați luat, v-am încărcat m-am motoarele. încărcat motoarele, nu. În timpul, ce vreau să, în timpul acestor 2, 3, 4, 5, 6 zile, aproape o săptămână, când, Da. în timp ce dezmembram, am dezmembrat noaptea, ziua, lumea m-a văzut. Vrea servici lumea acolo la primărie, Bineînțeles, trecea pe lângă dumneavoastră? bineînțeles, da, bineînțeles. Da. Domnul primar, de N ori, a fost de față. Doar nu eram, cum să vă spun, să mă feresc de cineva. Da, ați indicat martor la poliție acum? Bineînțeles, Da, m-a văzut cu tare, cu tare, cu bineînțeles, tare. bineînțeles. Și au venit, au fost Da, au audiați, fost au fost audiați, au fost, audiate persoane? da. Da, bun. Stați un Da, pic. numai ce vrea domnul Claudiu, Da. numai să punctez ceva care nu știu dacă cineva are curajul sau nu. În timp ce eu Așa. dezmembram acolo, într-o sâmbătă după amiază, țin minte, Da. în sala de sport s-a desfășurat o activitate sportivă, fotbal. Da. Și am fost curios, cine joacă fotbal? Când, așa, am intrat, poliția română. Deci, domnii de la poliție jucau fotbal după amiază, de 15, 14, 15, cât s-au fost acolo. Printre care era și un domn, care, domnul agent, care lucrase la noi, nu-i dau nume. Asta și de vorbă. Ce faci, domnul? Uite, să fac motoarele, să căute, mi-a dat și mie primarul, și uite, așa, Pe așa, așa. polițist l-ați chemat Bineți! și pe el martor Nu, acolo, nu, nu, nu am dosar? permis să fac. Așa Bun. ceva am destui care. Și, deci asta ca o paranteză, cum le-am Da. furat. Bun. Da. Stați un pic, să o luăm acum așa, pas cu pas. Da. Domnul Bursanu, sunteți la al treilea mandat de consilier Da, local. da. Ați votat proiecte de hotărâre, știți, Enorm. lege, administrație publică locală. Cum puteți să ziceți, mi-a dat primarul ceva de la primărie? Mi-a dat ceva. Ați plătit ceva pe motoare? Asta vreau că, deci, cu cât Da. înaintăm în discuție, vreau Bun. să punctez Ați și plătit treaba asta. ceva? Ați luat un Da, document? vreau Cum și, l-ați transportat da, acasă? vreau E... să Da. punctez treaba asta. Atunci când i-am spus că vreau să le iau, și domnul primar, faceți, vedeți cât costă? Da. Normal că nu-mi dădea Ce o trebuia să hârtiuță. întâmple în mod normal? În mod normal, unde a fost greșeala mea și asta Așa. am fost și asta mi-a reproșat-o și domnul procuror, singura care a fost atunci când am făcut un document, când am primit motoarele. Domnul consilier, Da. motoarele nu sunt nici ale lui Nu. Ion Dumitru Popescu, Da. nici ale primăriei Drăguțești. Da. Știți ale cui sunt, domnul consilier? Ale comunității? Ale Consiliului Local Drăguțești. Ele nu puteau fi valorificate nimic decât dacă exista o hotărâre de Consiliul Local în acest sens, cu un raport de evaluare care Înțeleg. să stabilească motorul ăsta costă 3 lei. Și apoi făcute niște proceduri prin care ele Da. să fie valorificate. Treaba asta mi-a spus că nu... Bun. Într-un coadă, aveți vreun document pe respectivele Nu, motoare? nu. De ce? E vina mea că nu le-am cerut. Da. Dar le-am spus, domnule, i-am spus domnului primar, domnul primar, astea cumva să pot, nu să pot pune, deci introduce în contabilitatea primăriei și revinde cu hârtii pentru că sunt date cu titlu gratuit de undeva și nu le-au în analele cu nicio valoare. Asta a fost răspunsul. Păi nu, ar fi trebuit să fie domnul consilier. Eu vă Știți când... spun Păi nu, acum haideți să ce vă mi-a spus spun... Bun. Bun, domnul. când le-a luat domnul fost primar Moșoiu Da. de la ambulanța Gorj, cu titlu gratuit, cu titlu gratuit, dar ele trebuia printr-o hârtie să intre în patrimoniul unității administrativ-teritoriale de acolo. Asta era treaba compartimentului contabilitatea domnului primar ca să și eu când mine. Că altfel... Păi vă dau un singur exemplu. Ele n-au intrat cu nicio hârtie, da? Da. Și să zicem că primăria de acolo
le repara, le făcea, le superdota și ele erau utilizate. Când venea Curtea de Conturi, știți ce? Le imputa acei bani care i-au băgat în ceva ce nu era Nu, al instituției. atât e nivelul meu Bun. pentru ceva contabilitate economic, Nu dar trebuie să, eu am domnul întrebat. consilier, Da. trebuie să știi legea administrației publice locale și ce se întâmplă La și... nivelul ăla, eu am întrebat Bun, mai am mult. înțeles. Da. Ce s-a întâmplat? I-am spus, domnule, să-mi faceți, să-mi spuneți cât bani costă motoarele. Da. Să mă uit pe internet, să văd undeva, or fi undeva puse și spun valoarea. Banii, cum v-am spus, erau folosiți la echipa de fotbal, sponsorizării, la echipa de handbal. Ce bani? Banii care deci obținuți din vânzările la fier vechi a Păi ambulanțelor. stați un pic, dar dumneavoastră ați dat vreun leu până la urmă pe ele? Păi bineînțeles, Cui? domnului primar. Cum, domnul, cum? Cum? Așa bine. Stați un pic, la asta sunteți consilier local. Cum? Da. L-ați căutat pe primar și i-a zis, ia domnule, Păi da, câți bani ați dat? 500 de euro pe motor. Adică total, Adică total. total 1000 de euro. I-ați dat primarului așa? Da. Și el ce a făcut? I-a luat, i-a băgat I-a în buzunar? luat, i-a băgat în buzunar și Și zice, v-a dat chitanță pe ei nu, sau ceva? bineînțeles, că dacă a zis că nu le are în... Totul ce nu sunt singurul care au luat, nu știu ceilalți dacă au dat sau nu au Domnul dat. consilier, acum la modul cel mai serios. Da. Nu mai discutăm în calitate de consilier Am local și înțeles, am jurnalist. înțeles. Aici a fost Discutăm greșeală. ca doi oameni. Da. La experiența dumneavoastră de Da. viață, Da. A fost greșeală. dacă îmi plătiți mie ceva, chipurile, și eu nu vă dau nimic în schimb, un Da. document, Am înțeles. dumneavoastră, știți cum se zice pe Mi-a românește, puneți botul. Da, l-am pus. Păi cum așa? Și am, La experiența dumneavoastră de viață? Da, uite că se mai întâmplă. Bun, Da. așa. Și asta a fost greșeala mea și am plătit pentru asta. Ați avut martori în momentul în care i-ați dat banii Nu, primarului? bineînțeles că asta a fost chestia care nu, deci asta nici nu s-a pus. Păi dacă Deci n-ați numai, avut nu, niciun nu, singur martor, este domnul, cuvântul dumneavoastră da, împotriva da, cuvântului și de primarului. asta să nu credeți că s-a luat în seamă undeva. Asta a fost poate doar cu titlu ca să știe lumea, informativ. Dar nu Da. s-a luat, pentru că nu se poate proba. Cuvântul lui împotriva cuvântului meu. Ei, nici nu s-a pus treaba asta. Dar eu voi demonstra cu Stați probe, cum... un... Da. Da. Domnule consilier, deci dumneavoastră, practic, ați fost un cumpărător de bună credință. Da. I-ați dat 1000 de euro primarului, Da. pe care el i-a băgat în buzunar, că nu i-a dus la primă, că nu mă poate face nimeni să cred, în primul rând, că dumneavoastră i-ați dat banii Da. și, în al doilea rând, că el i-a dus la primărie, dacă i-a luat. Poate fi Mergând mai cumpărat departe, ceva? domnule consilier, știați că că s-a făcut plângere împotriva dumneavoastră? La poliție, pe treaba asta, Da, ați știut? știam acum 7 luni sau... Dar pe Da. mine nu m-a chemat absolut Nu nimeni. v-a chemat nimeni Nu, nu, nu. la poliție. Nu. Dar știați că s-a făcut Da, plângere? știam. Bun. Când au venit polițiștii alaltăieri dimineață la dumneavoastră la poartă, de ce v-ați opus percheziție? Exclus treaba asta. Cine a spus treaba asta sunt niște anomalii, sunt niște minciuni. Cum să fie minciun, domnul primar? Vă citesc din comunicatul de presă Al cui? al poliției. Nu mă credeți? Nu. Stați un Nu pic, vă cred, eu citesc n-am acum. citit pentru că am fost acolo unde am Păi nu, fost. vă citesc eu acum, stați un pic. Numai o secundă. Vă citesc din comunicat. Cum să mintă poliția? Domnule, poate nu minte, dar poate nu informată bine. Ia uitați aici. Poate cine a... Imediat. Nu informată bine. Vă spun și cum a decurs Uitați, extinderea domnule. la... Ia uitați. Deci, Da. 5 de ani îndrăgățești la domiciliul unui bărbat bănuit de furt. Astăzi, polițiștii din este trimis alaltăieri la ora 13 și 17 minute de IPJ Gorj. E comunicat pe site-ul Da, poliției. da, Astăzi, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Târgu Jiu au decis la o locație de pe raza localității Drăguțești, Da. fiind vizată o persoană bănuită de săvârșirea infracțiunii de furt. Da. Polițiștii au efectuat o percheziție domiciliară la locuința unui bărbat de 59 de ani din localitate, ocazie cu care au identificat și ridicat în vederea continuării cercetărilor două motoare având cutiile de viteză aferente și mai multe componente și subansamble auto, despre care există suspiciunea rezonabilă că provin din săvârșirea infracțiunii de furt. Din cercetările efectuate s-a stabilit că bunurile ar fi fost sustrase în perioada
septembrie-octombrie 2017, de la două autospeciale inscripționate cu textul ambulans, aflate în curtea primăriei Comunei Drăguțești. Bunurile au fost ridicate și predate primăriei Drăguțești până la finalizarea cercetărilor, prejudiciul ridicându-se la peste 200.000 de lei. Imediat vă spun acum, fiind efectuată așa, nu mai știu pe unde, perchezițiile sunt în curs de desfășurare, după finalizarea acestora astea sunt discuțiile jurnaliștilor cu polițiștii, numai un pic, păi atunci cum... Asta poate, domnul Claudiu, e o presupunere a dispus. Cine a dat... Păi nu, stați un pic, imediat. Au fost chemați mascații pentru că bărbatul s-a opus percheziției. Domnul Claudiu, rămân surprins de... Poate îl întreabă și pe domnul subcomisar Curcă. Așa. Că dumnealui a fost șeful, dacă m-am opus. Era 6 dimineața. Da. Pac, pac, pac. Și cine a venit prima dată? Mascații. Din prima au venit mascații? Da. Doi mascați, da. Că acum fac o paranteză și mai și glumim că da. Asta e. O zi înainte discutasem cu pădurarul că să-i rindeluiesc niște scândura. Și la 6 dimineața, zice, vin mâine. La 6 dimineața, când am împins de ușă, am văzut ceva verde și am vrut să zic, măi, Romică, păi la ora asta vii. Că nu știu, pădurarul. Încolo, bucagula, poliția, nu știu ce, nu mișcat. Eu eram normal, în pat. 6 era dimineața. Comisarul, domnul subcomisar Curcă, domnul Bârsanu, tot așa, avem ordinea așa, vă opuneți? Da. Nu, domnule, cum să mă... Și domnul procuror a fost atunci la percheziție, în dimineața aia, la 6? Nu. Deci n-a fost niciun procuror? Nu. Doar polițist? Nu, dar eu am rămas surprins și de ce? Am înțeles, da. Că dădusem declarația și declarasem tot, că am luat motoarele, că le-am dat declarație. Cu o zi înainte. A, v-au chemat totuși cu o zi înainte. Da, bineînțeles, dădusem totul. Cum s-a întâmplat totul? Și ce a spus? Acolo? Da. Exact ce vă relatez dumneavoastră. Tot. Am înțeles. Totul, perfect. Unde au găsit polițiștii componentele auto și componentele motoarele? Auto și motoarele, câteva componente auto erau undeva jos. Lângă atelierul meu. Să mai puneți, colegii, lăsați să curgă imaginile pe jumătate de ecran, acolo, video ăla, așa, de la percheziție. Lângă atelierul meu de tâmplărie, jos, aruncate câteva componente, că aici e problema, componentele care erau pe motoare, deci nu alte componente din mașină, de pe ambulanță. Da. Cum au zis, volane, nu știu ce am mai zis. Deci pe motoare erau componente, era un filtru de motorină, componentele au fost găsite jos acolo și aveam depozitat în pod, deci într-un pod. Era deschis podul, înțelegeți cum e la un șopron din ăsta. Așa. Și acolo la vezare, că le-a și văzut oamenii acolo, domnii de la poliție. Și celelalte motoarele propriu zise le-am avut la o locație. Una zi, doamne, motoare nu le aveți. Am la o locație separată la vreo 200 de metri care sunt așa depozitate undeva acolo la vedere. Nu am zis niciodată că n-am luat motoarele, că le ascund, că mi-a zis că dacă vreau să le restitui. Bineînțeles, domnule, că vreau să le restitui. Stați un pic, că ajungem iar în detalii de ordin juridic. Da. Dar de ce au fost găsite sub fân? De ce eu n-am fân. Acum glume, le era frig de cele... Domnul Claudiu, eu nu am fân. Eu nu am vaci, eu nu am porci, eu nu am nimic. Da. Fân. Erau cu paie, acoperite cu paie. Paie? Da, domnule, păi se vede în imagine, domnule. Motoarele? Da, domnule. Lângă motoare am avut 5 baloți de paie, undeva puși acolo, în locația. Am avut 5 baloți de paie de astea, nu erau numai paie pe jos, și pe motoare am avut pus ceva din plastic care a fost de la o jetieră din asta de spălat mașini.
Da. Dar paiele, da, acolo erau paie, erau 5, 4, 5 valori de paie care câinii asta iarnă pentru Da. s-au și-a făcut culcuș acolo, de asta a Deci fost paie. dumneavoastră ziceți că n-au fost acoperite cu paie. Nu, bineînțeles. Dar stați un pic că în Nu, imaginile pe care exclus. ni le rulează acum pe ecran, nu sunt numai motoare, sunt și alte componente Păi, auto. Sunt, domnul. ia uitați, sunt, ia puneți pe tot ecranul că nu văd până acolo colegii. Sunt niște, ia uitați, ăla din fața ambulanței, tot felul de Nici din piese. fața. Ia uitați, o Domnul. tobă de eșapament, ce naiba e acolo? Păi sunt Domnul Claudiu. trei sferturi din Da. ambulanțele. Domnul Claudiu. Păi stai, de la piesele. primar ce ați cumpărat? Doar motoarele și cutiile sau toate Eu astea? am declarat atunci când s-a Da. făcut ce mi-a inventariat acolo și am spus, domnule, uite, ăștia sunt de la primărie, ăștia sunt părți componente din Iveco meu. Am cumpărat asta, niște așa. De exemplu, am schimbat bările la mașină, Da. am schimbat, cum să spun, turbina. Normal că a veche, am schimbat de două ori turbina la motor. A veche era acolo, că nu le-am pus separat. Deci, Păi și domn. stați așa, că acum ajungem la un paradox. Da. Deci v-au luat piesele ale dumneavoastră cu și le-au dat la primărie? Păi bineînțeles, cu foarte multe. Deci Păi și alea se potrivesc ale dumneavoastră pe ambulanțele la primărie, pe rablele alea pe care le vedem acum, păi era pe Iveco. caroseriile alea? Da. Deci asta nu e de la ambulanță. Nu, domnule. Alea. Nu. Sunt cumpărate ale dumneavoastră. Uitați, dacă dați imaginea pe spoilerul ăla din față. E un spoiler Așa. rupt în două care l-am schimbat eu de la Iveco meu. Ce să, și dumnealor au zis așa, domnule, Da. tot ce este component de Iveco, sunteți de acord să le dați, domnule, noi căutăm componente de Iveco. Tot ce a găsit Da. din cumpărat prin târgul de mașini, ce mai luăm. De exemplu, am luat un filtru de aer la căldură, că n-am mai băgat căldură. Normal, l-am schimbat pe la aruncat acolo. Bineînțeles, au luat tot că așa a fost. Deci ce a fost componentă de Iveco, n-a contat că au fost ale mele, că le-am cumpărat, i-au luat, dumnealor, au luat totul la grămadă. Nu am opus, domnule, luați totul la grămadă. De ce v-au reținut totuși polițiștii? Și zice, Acum să dați pe colegii să ne lăsați-le doar într-un... Așa, e perfect. Din câte Așa? am înțeles eu, cauza a fost prejudiciu de 2 miliarde 700 sau 607, 2 miliarde fix, 700. 200 de mii fix. 2 miliarde fix, 2 domnule. miliarde. Da. Acolo, nu știu, am văzut 1000, mă rog, Da. două prețuri diferite, una 1 miliard 400, una 1 miliard 700. Deci prejudiciul care s-a constituit, parte civilă, zic, așa mi-au zis, că nu mai prea pricep în termenii ăștia, a fost 2 miliarde. Și domnul procuror mi-a zis, domnul Bârsanu, măsura a fost dată pentru prejudiciu enorm, cât ar a fost, așa e la lege, Nu nu avem măsura ce să facem. controlului judiciar, măsura reținerii pentru Reținere, 24 pardon, de ore. reținere. Nu, Păi nu, că nu e... Nu, nu mă deci, pricep. condițiile reținerii sunt Păi, clare, domnul la reținere. Bolțan. Nu ați recunoscut fapta, Bă, eu? nu ați vrut să... Nu Bă. ați fost de acord cu recuperarea prejudiciului în sine, că el putea să vilea și să-l dea primăriei, Păi nu, fără să dar mai fiți dumneavoastră să de vă acord, spun așa? că eu atunci când m-a chemat la audieri domnul comisar, Da. eu am relatat totul, cum vă spun dumneavoastră. Dar domnule, astea le-am luat. Păi exact cum v-am spus până acum dumneavoastră. Da. Totul e scris acolo. Vreți să le dau? Bineînțeles. Deci totul. Și m-am trezit că veniți să semnați. Am semnat procesul verbal și să plec acasă. Mă aflam undeva pe la Piața Mare și m-a sunat domnul agent de la noi de acolo, domnul ne-a luat așa, păi te rog să vii că să mai semnezi ceva. Domnul Samoilă? Da. Sunteți amic cu domnul Samoilă? Domnul amic, cum să vă spun, eu cum pot să fiu eu amic cu domnul? Suntem într-o colaborare de Păi la. ce, șef de post Samoilă la Da? Băguțești? Da. Nu sunteți prieteni? Nu, prieten, nu, prieten, eu consider că prieten ar fi să fii undeva tet-a-tet continuu, să nu știu. Nu. E un om deosebit care, cum să vă spun, își face treaba. Cu eu n-am Nu avut. v-a ascuns nicio plângere penală care vă viza pe Așa dumneavoastră? ceva? Păi vă întreb, Nu, dar domnul n-am avut. Bursanu, eu doar vă întreb. Dar nu am avut Ați plângeri avut penale. o plângere penală, spre exemplu, pe faptul că ați intenționat să bateți
niște angajate ale primăriei Drăguțești, la finalul unei ședințe de Consiliu? Domnul Claudiu, vă aduceți aminte incidentul? Bineînțeles, ăsta a fost pus pe tapet acum de domnul primar, că le-am bătut. Nu știu dacă am frânturi, am văzut și eu. La eu când am scris despre dumneavoastră, acum două săptămâni aveam toate informațiile acestea. Da. Și atunci s-a întâmplat altceva. Așa. Am fost un pic tot mai ridicat, dar așa ceva, cum să fac eu așa ceva cu două femei? Dar de ce v-au supărat angajatele? Și de ce? Le-am întrebat, a fost o problemă cu niște petiții care le-am pus, petiții, cereri. De exemplu, una dintre ele a fost cum s-au cheltuit 500 de milioane pentru care au fost alocați prin proiect de hotărâre pentru fântâni publice din comuna Drăguțești. Da. Reabilitare, da. Asta o pusasem de vreo două luni de zile și mai multe. Cum s-au cheltuit niște bani, banii publici. Nu le-am pus. Le-am pus în ședința de Consiliu, în procesul verbal, s-a consemnat. A, atât n-ați depus o solicitare scrisă. Nu, dar în procesul verbal și... Corect. Și am întrebat, a solicitat verbal. Da. Da, dar acolo s-a consemnat de doamna secretară și normal că am întrebat. Doamna secretară a trecut o lună, era și doamna contabilă, a trecut o lună, a trecut două. E a treia ședință, v-am spus și eu. Și doamna... l-am întrebat doamna secretară. Da. Doamna secretară zice, domnul Bărțanu, nu de competența mea, eu... Am prezentat asta la departamentul contabilitate, întrebat pe doamna contabilă. Și răspunsul a fost, nu depinde de mine. Cum să nu depinde, doamna, faceți, nu faceți dumneavoastră legile, sunt făcute să le respectați. Eu le-am solicitat să informez. Cetățenii, normal, că ei sunt contribuabili, sunt 500 de milioane. Nu ați, erau bani de anul trecut. De ce nu merg? Și dumneavoastră și-a zis care e problema când o-și vrea eu și când o-și avea timp. Și dumneavoastră v-ați enervat și ați vrut să le bateți. Și eu, într-adevăr, cu un ton mai ridicat, le-am apostrofat. Că sunt martori. Dar v-au făcut plângere la poliție? Nu știu. Femeile? Nu m-a chemat nimeni. Păi nu v-a chemat că domnul Samuel nu-i prieten cu dumneavoastră? Domnule, așa ceva? Vă întreb! Da, nu! Domnul, un domn din comună, nu știu cum îl cheamă, dar bă, îi știu porecla, ceva. Haros. A, nu. V-a făcut plângere? Nu. Nu v-a făcut nici el plângere? Nu. Cum, doamne, că se vorbește în comună că i-ați fi furat nu știu ce lemne? Doamne, furat lemne. Eu am 12 hectare de lemne. Și acolo unde am... Aveți gater? Da. 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 Eu mai cioplesc un foișor, mai fac o fruiță, mai... Aveți și firmă? Bineînțeles. Dar nu e în declarația de avere. N-am văzut-o în declarație de interese. Păi, încă n-am dat-o. A, acum ați, da, acum ne-a dat, acum două săptămâni sau trei săptămâni ne-a dat să completăm asta. Și firma când e înființată? În, să zic, 2016. În 2016? Păi și stați în din 2016 până 2007, acum n-ați declarat firma? Nu trebuia să o declarați și anul trecut și firma... în anul celălalt? Nu, în declarațiile de... de interese? Aveți firma trecută? Știu, dar nu mi s-a dat să completez așa ceva. Domnul, stați, aveți sau nu aveți firma? Da. O aveți în declarația de interese, o aveți firma? Nu știu. Păi nu dacă aveți. Dacă nu mi s-a dat, nu. Dar în ce an ați înființat firma, știți? Da, prin 2017. Exact, în 2017. Vă și spun cum se numește. Deci nu. Păi vă spun și eu. Da. Dar de ce i-a zis ASSP Forest? Păi da, știți de ce i-a zis ASSP Forest? Că... Așa. Acolo la Camera de Comerț, știți, mai adaugă un număr, mai adaugă 27, nu știu ce. Și am zis, domnule, faceți o combinație de litere, că nu mă interesează. Și așa a ieșit. A dat bine acolo pe calculator și, adică, a intrat acolo. Unde desfășurați activitatea? De ce? Vă întreb. De ce? Care activitate? Aia de gater. Domnule, gaterul e al meu. Nu-ți da, dar unde desfășurați? Ăla e al meu, eu nu desfășur activitate cu gater. Am zis că am gater. Activitatea nu-mi desfășură. Am avut o firmă care am avut, deci totul autorizat cu ea, acum... Aveți ceva închiriat de la primărie? Nu. N-aveți nimic închiriat? Nu, exclus. Ce să închiriez de la primărie? Păi nu, vă întreb. Nu. Credeam că vrem vreun spațiu al primăriei. Nu. Când asta e un hobby al meu, deci nu desfășur activități cu firma, cu gatere și cu asta. Am înțeles. Nu. Nu. Bun. Când am scris despre dumneavoastră... N-am citit niciodată. N-ați citit? Nu.
De asta sunt surprins. Bine. Nu am citit. Au citit ce de la poliție. Foarte bine. Pe 18 iunie acum, informațiile mele erau în ideea în care ați fost protejat vreme îndelungată de polițistul Samoilă. Ferească Dumnezeu. Că la un moment dat ați vrut să dați cu mașina peste niște oameni. Eu? Vă amintiți incidentul? Știți despre ce este vorba? Nu, rămân surprins. Nu? Rămân surprins. Și nici că... Care oameni? Poate, niște... poate mi-aduc aminte dacă, dacă spuneți oameni. Da. Rămân surprins. Uite că de acum încolo o să rezerv o oră dimineața să mă uit prin... Dacă ați tăiat salcâmii de pe drumul de la Tâlvești la Drăguțești, ați avut plângere la poliție? Nu, eu n-am tăiat salcâmii de pe drumul eu. Că a tăiat primăria acum 15 ani. A tăiat primăria acum 15 ani, când era domnul Modruiu. Salcâmii și-a igienizat și eu, eram lucrătorul primăriei, eram angajat la primărie, ca muncitor. Da. Și împreună cu cei de la 416, cu astea, am igienizat niște, erau niște salcâmi bătrâni, foarte bătrâni, între pădurea de la Canton și satul Tâlvești, s-au tăiat toți, s-au dus la primărie, s-au dat ceva, s-a dat la doi bătrâni, a și murit, săracic. Că era problemă. Firma dumneavoastră a făcut... Firma? Firma asta a făcut ce a spus dumneavoastră? Firme? Firma dumneavoastră asta, ASSP Forest, a făcut lucrarea asta? Care a lucrat? Tăiat salcâmii? Asta e acum 15 ani, domnul. Deci nu acum... 15 ani! Acum a spus că pe una și un pe mandatul domnului Modruiu, acum 15 ani. De atunci e... Am înțeles. Și în locul... În locul salcâmilor alora, că știu că eu am plantat, așa am plantat prima dată tei. Bun, hai că e o chestie, nu insistăm pe tema dar, asta. Da. Asta e de 15 ani. Vă întreb direct. Da. I-ați dus lemne și i-ați muncit pe acasă polițistului Samoilă? Niciodată, nici nu știu unde stă. Dom'le, mă confundă cineva cu pe mine. Eu sunt dator să vă întreb, oamenii și eu vă răspund că... Da, și nu am sărit de la... Știți ceva? Chiar am să bat mone de pe ce să scrie în presă. Poate mai aflu și eu ceva despre mine. Apropo, acum aveți interdicție să vorbiți? Nu. Ce interdicții v-a pus procurorul? Să luați legătura cu martorii. Să nu iau legătura cu martorii, să nu părăsesc România. Cu cine a făcut plângerea și cu martorii? Toți sunt acolo, sunt enumerați toți care nu am legătură. Aveți dispozitivul procurorului la dumneavoastră? Hârtia aia prin care v-a dat măsura controlului judiciar? Da, dimineața am fost prezent la ora 8:30 la... La poliție? Bineînțeles. La Târgu Jiu sau la Drăguțești? La Drăguțești. La domnul Samoilă? Nu. La cine? Nu, domnul Cătălin, nu mai știu cum îl cheamă. Da. Nu. Nu. Deci n-aveți interdicția să vorbiți? Păi cine să vorbesc la presă? Da. Nu scrie acolo. Nu scrie? Nu, că așa nu veneam la dumneavoastră. Păi poate, zic, poate vă vin mascați acum în direct și vă ia de aici. Glumesc acum. Da, glumesc. Dar să știți că eu n-am fost supărat pentru treaba asta, pentru că oamenii și-au făcut treaba ca așa le-aia serviciu. Și au fost regulări să se opună. Ce problemă să mă opun? Eu cu nevastă mi-am pat. Dormeam. Cum pot să mă opun eu la... Nu o să poate, dar... Poate îi dă domnul comisar Curcă, poate îi dă purtătorul de cuvânt, poate îi dă informația corectă. Nu? Bun. Strigător la cer. Bun. Acum, după ce au plecat polițiștii de la dumneavoastră de acasă, ați ajuns la spital. Aveți probleme cardiace? Dom'le, tracasarea aia de dimineață de la 6 până pe la 1 sau 2, căldura, am venit în oraș, m-a sunat domnul Samuilă, că să stau unde sunt, că vine că să mai semnăm ceva la poliție. Domnul Samuilă, atât de rău mă simt, lăsați-o naiba pe mâine. Dar Lutărov, acum că uite că mă presează șeful. Am mâncat o prăjitură la
O cofetărie? La cofetărie acolo, știți așa? Care? Așa, am băut un pahar cu apă și am ieșit. Haideți, domnule, că haideți să merg. Mă, obosteala, așa a spus cuvântul, într-adevăr că am avut o moleșeală, am avut o stare de rău, nu? Și da. Domnul Samuel, și care mai era acolo, că pe celălalt, domnul i-am cunoscut. Vă rog frumos, nu mi-e bine. Păi că totul, dar nu sunt în stare să... Zice, hai că mergem să-ți iau o tensiune la urgență. Da. A luat o tensiune, am avut o 18 cu nu știu cât. Probleme cardiace nu am. Ceva pe sistem, ceva palpitația, asta e normal, da. Pe stres, pe... Na. Oamenii m-au stabilizat acolo cât de cât, apoi m-am dus la 700 pentru un control de specialitate, cardiolog, că nu aveam. A, ați plecat de la urgențe, da. V-ați dus și la 700? Da, m-au dus cu ambulanță, da. Că a zis, domnule, uite, mergem să vă faci un control pentru că aici n-am zis. Doamna doctor, acolo, doamna Popescu, cardiolog, zice, domnule, nu e bine, e bine totul, aveți tensiunea 14, mergeți. M-am sunat, a venit domnul Samuilă cu... Domnul m-a dus la poliție și acolo s-a întâmplat minunea. Stați domnule, un pic, deci v-ați dus singur de la spital la poliție? Nu, domnule, poliție... Împreună cu Samuilă și cu... Au stat oamenii, au stat lângă mine, nu-i cunosc, erau trei inși. Da. Nu, trei sau patru, doi în spate și... Unul sau doi, da, unul, trei cred că era. Am înțeles. Da, escortat cum s-ar. Da. Colegii, dacă vă merge Facebook-ul, dacă mai merge Facebook-ul în general, să-mi scrie și mie cineva din România dacă merge Facebook-ul, vedeți că v-am trimis numărul domnului primar, cum îl cheamă, Ion Dumitru Popescu, de la Drăguțești, să-l sunați, poate are ceva comentarii de făcut. Bun, stați un pic, ați ajuns la poliție, da? Da. Și cine v-a luat în primire acolo? Păi acolo cine a fost la descindere la mine acasă, domnul comisar sau subcomisar Curcă, domnul Bârșanu, mai trebuie să mai completăm ceva aici, că nu știu, și în final zice, știți că s-a emis o măsură pentru asta, pentru reținere 24 de ore. Nu mi-a căzut deloc bine. Bun. Mai ales după traumă. Și am dat declarația, am semnat acolo și în final cineva de acolo m-a îmbărbătat. Asta, lume, fac o paranteză, și lui Ilin Năstase s-a pus cătușel. La ce oră ați intrat în arest? 4:30. Și ce ați făcut în arest până ieri? Nu, ieri v-au dus la parchet, la audiere. Ce am făcut în arest? Ce ați făcut în arest? Păi, nu e chiar așa cum... Ați mai fost cu cineva în camera acolo? Nu mai era. Singur? Da. Și ați avut televizor? Da. Am înțeles. E aer condiționat, dar nu... În arest e aer condiționat? Da, domnul. I-au zis, bă, colegii, aer condiționat în arest. Păi aici nu merge aer condiționat. Nu. Deci la noi, la televiziune, bă, deci avem prize. Ăla merge aparatul? Sau îl dăm jos de pe pereți? Îl avem prin telefon pe primarul Comunei Drăguțești, domnul Ion Dumitru Popescu. Bună seara, domnul primar! Bună seara, domnul Claudiu Matei, și vă mulțumesc că m-a sunat. Chiar am fost impresionat de această emisiune. Țin foarte mult la emisiunile noastre, dar de data aceasta am văzut partea a treia din BD în acțiune. Stați un pic, adică v-ați uitat la emisiune, asta vreau să vă întreb. Da, mă uit la emisiune și vreau să spun că am văzut filmulețul BD în acțiune. Dacă găsim un portofel pe jos, ce facem cu el? Îl luăm acasă. Am învățat toți copiii din Comuna Drăguțești. Care, da. Dacă găsim un portofel pe jos, îl ducem acasă, nu-l predăm poliției. Bine. În al doilea rând vreau să vă comunic ceva, din așa. Suflet. Știam declarația respectivului domn, să știți că este un sfânt și nu este vinovat. Este de la mănăstire, nu mai dau numele mănăstirii. Poliția a făcut o mare eroare. L-a arestat pe bietul om, a găsit motoare aduse de nu știu cine. Stați un pic, domnul primar, stați un pic. Domnul primar, m-auziți? Să știți că aveți parte să stați la masă cu sfântul. Domnul primar, m-auziți? Haideți să luăm lucrurile, că s-au spus aici niște chestiuni importante. Le-am auzit și eu. Este adevărat. Este adevărat că domnul Bârșanu, la o înțelegere cu dumneavoastră, a dezmembrat în mod, cum să zic, la vedere,
componentele de pe ambulanță și le-a încărcat la sugestia dumneavoastră cu un anumit nene cu tractorul? Domnul Claudiu Matei. Nu știu nimic. Ascultați-mă, vă rog. Da. Cu atenție, nu știu dacă mă auziți. Vă audizim perfect. În data de bobotează, 6 ianuarie. Anul acesta, împreună cu șeful de post, domnul Samoilă. Mai e Samoilă polițist? După câte s-au scris la Drăguțești, nu l-au dat afară din poliție? Așa. M-a sunat să trecem pe la fiecare biserică să vedem cum se desfășoară activitatea. Da. Am ajuns în satul Cârbești. Este cea mai frumoasă biserică acolo. Cine a făcut-o, domnul? Pun și o întrebare. Stai că noi nu discutăm despre biserici, vorbim. Eu cu infractorii nu stau de vorbă. Domnul primar, stați un pic, domnul primar. Vă ascultăm la telefon. Nu cu infractorii. Așa, vă rog. Eu nu discut cu el. Bine. În data aia de bobotează, da, la poarta bisericii se afla părintele Birceanu, un om din satul Văleni, Bogdan se numea. I-am salutat și spun că sunt foarte supărat. Domnul Samuel era de față. Zic, domnule, din satul Dâmbova s-a furat o masă de lemn unde am lucrat. Nu unde s-au băgat 500 de milioane. Vă pot arăta cu acte că cei 500 de milioane nu s-au cheltuit niciodată pentru fântâni. Cei 500 de milioane au rămas în bugetul primăriei. Acest om nu este consilier local. Habar nu are de sumele pe care le votează. Vreau să vă spun că plângându-mă la respectivul cetățean, îmi spune să nu fiu supărat, că ne spune cine a furat, i-a spus, s-a furat masa și motoarele. Iar domnul respectiv spune felul următor. Domnule primar, îți spune cine a luat motoarele. Le-a luat Bârsanu Ion, m-a chemat de acasă să-i încar motoarele. De față era șeful de post și l-a chemat domnul Samoilă. Dumneavoastră auziți ce ne relatează domnul de lângă noi? A, auziți ce, domnul primar, o să luăm măsuri cu respectivul om. Stați un pic, domnul primar. Deci dumneavoastră ați aflat practic de dispariția motorilor de la biserică pe 6 ianuarie 2019. Cine, am aflat cine le-a luat, ascultați-mă. Am înțeles. Dar cu câteva săptămâni înainte aflasem de furtul lor. Am înțeles. Deci abia cu câteva săptămâni înainte ați sesizat că în bătătura primăriei aveți niște troace, niște caroserii goale, nu? Deci nu e... În 2 ani n-am văzut nimic. Stai nu auzim dacă vorbesc la telefon. Da. Domnul Claudiu. Vă ascultăm. Un minut, vă rog. Da. După aceea o să vă las pe dumneavoastră să vă moderați. E important să facem niște precizări. Așa. Când ați făcut plângere la poliție efectiv, domnule primar? Cred că exact în vremea când am văzut furtul respectivelor motoare, am făcut plângere la domnul polițist, nu mai rețin data, credeți-mă. Am făcut plângere, eu le-am luat în 2017. Un an deci de... plângere ați făcut-o anul trecut, spune domnul consilier Bârsan. Nu știu, ascultați-mă. Când a sesizat dispariția motoarelor, e clar, da. Exact. Eu le-am furat în 2017, domnule, un an de zile, nu le-ați văzut deci, că lipsesc? Vă rog frumos, da. Domnul Claudiu, nu discut cu această persoană, nu are voie să discute cu mine, dacă cineva i-a pus interdicție. Corect, vedeți că aveți interdicție, nu puteți vorbi, da. Să spune domnul, nu... Nu, stați un pic, domnul Claudiu, nu discutați, încălcați regulile impuse prin măsura. Dar nu scrie în chestia asta, nu. Păi cum, nu aveți voie să luați parte legătura cu și să discutați? Cu reclamantul, cu martorii. Nu scrie acolo cu domnul. Da, scrie, vă spun eu. De mai domnul bine... Popescu nu scrie, că am citit de 7 ori. Stați-mi. Domnul primar. Bun, ați sesizat poliția la sfârșitul anului trecut, după care abia de bobotează, nu am pic, ați aflat numele presupusului făptaș. Bun. A zis domnul... Domnul Claudiu. Nu numai eu am aflat asta. A aflat și domnul șef de post. Da. Exact, a aflat de la omul respectiv. Pe omul respectiv l-a și chemat la audieri. Am înțeles. L-a chemat pe om la audieri, omul a spus tot ce s-a întâmplat acolo. Domnul Bârsanu... Vă rog. Domnul Bârsanu aici în emisiune a spus că în momentul în care ați pus la cale împreună ca, nu știu, UAT Drăguței sau dumneavoastră personal... Să
să valorificați acele motoare, domnul Bârsanu v-ar fi dat dumneavoastră personal 1000 de euro. Este adevărat, nu era nimeni de față. Domnul Claudiu, eu cred că domnul respectiv pentru declarațiile făcute o să stea mult la aer condiționat. Mulțumesc, domnule, m-am obișnuit. Stați un pic, să nu... Domnul Bursanu, stați un pic. Deci nu aveți voie să vorbiți. Cred că domnul respectiv a stat la acel televizor și la aer condiționat. Bun. Deci negați practic chestiunea. Enorm, e și eu normal. Am cerut domnului procuror printr-o cerere să merg la detectorul de minciuni. Minte. Că n-a vrut. Stați un pic. Domnul Claudiu Matei, vă rog frumos să faceți dumneavoastră o adresă poliției. Domnul care a cercetat acest caz, domnul comisar Curcă, știe foarte clar că am cerut detectorul de minciuni. Nu aveam la cunoștință, nu am luat la cunoștință despre aceste votare până în ziua dispariției. Trecerea mea înspre birou nu este prin spatele primăriei. Aceste ambulanțe sunt puse în spatele sălii de sport. Am înțeles. Pur și simplu nu aveam cum să văd lipsa lor. Nu mă pricep nici la mecanică, dar să știți că părțile componente pe care le-a găsit poliția sunt de la aceste salvări. Păi toate, nu numai motoarele și cutiile de viteză, adică și... Țeava aia de eșapament și spoilerul și toate. Volanul, roțile, brațele care s-au găsit... Eu n-am negat treaba asta. N-am negat niciodată. Stați un pic, nu am văzut. Deci credeți-mă, stați cu pânzul în fața, ne uităm la acel film cu BD în acțiune. Nu te uit în viața mea imaginea Sfântului. Bun. Dacă... Astea sunt comentarii marginale. Pe mine mă interesează. Primăria Drăguțești are în scripte undeva acele ambulanțe? Ascultați-mă cu atenție că vă pot relata ce s-a întâmplat. Vă rog. Când s-a făcut această donație din partea serviciului de ambulanță, nu din partea spitalului, da. Primarul în funcție, Vasile Moșoiu, și-a permis să le pună în curtea lui. Nu mă interesează scopul pentru care le-a pus. Nu le-a înregistrat în contabilitate. Nu știu de ce nu le-a înregistrat, că obligația lor era ca la primirea acestor mașini să le înscrie în contabilitate. Le-au plimbat domnul Claudiu până s-a ales praful de ele. Ultima dată când am pus șoferul primăriei să le ducă de pe stadion, că le duseseră pe stadion să scape de ele, l-am pus să le pună în spatele primăriei, acolo, deci se urmăreau foarte, foarte mult aceste ambulanțe, acolo au reușit să le dezmembreze. Au găsit locul prielnic unde pot să dezmembreze aceste salvări. Întrebați-l ce distanță e de acolo, din clădirea primăriei până acolo. 20 de metri, păi și nu vede nimeni. Bun. Nu interesează distanța despre care vorbește această persoană, dar domnul, să spune domnul. A dezmembrat aceste mașini seara, după amiaza și după cum a spus dânsul sâmbăta. Sâmbăta a găsit polițiștii. Ce vrea să spună că polițiștii nu-ți fac serviciu? Eu vreau să spun că le mulțumesc polițiștilor pentru că și-au făcut datoria cum trebuie. Sunt două camere de la vedere exact acolo. Dimineața nu s-a uitat. Nu s-a uitat pe camere. Avea obligativitate. Domnul primar, să uite pe camere. Funcționează. Domnul primar, aveți camere de la vedere acolo? Da. Da, este adevărat. Dar la 30 de zile, aceste camere de luat vederi se șterg singure și pleacă de la zero. Și nu s-a uitat în fiecare zi, era datoria dumnealui să uite în fiecare zi ce... Nu se uită nici naiba în fiecare zi. Adică, din momentul în care dumneavoastră... Domnul Matei, mă uit în fiecare zi pe stradă, după oameni, nu după hoci. Nu, domnul primar, păi stați un pic. Păi nu, nici n-aveți voie să vă uitați dumneavoastră, domnul primar. Camerele de luat vedere, camerele de supraveghere au cu totul și cu totul alt rol. Sau aveți voie să vă uitați într-adevăr pe o chestie strictă, dumneavoastră, poliția locală, organele judiciare și așa mai departe. A mai fost un primar care avea în spate o plasmă cât decorul ăsta al nostru cu camerele de supraveghere din tot orașul. Și a venit autoritatea, i-a dat vreo, nu mai știu cum îi zice exact, i-a dat vreo 400 de milioane amendă, ceva, sper să nu greșesc, sau 40, nu mai știu. Domnul Claudiu Matei, vreau să vă spun ceva. Vă rog să veniți la primărie. Mai este încă un angajat al primăriei care în anul 2018 a primit un pumn în piept de la această persoană. Mai este încă un angajat al primăriei, un tractorist, care a fost amenințat de această persoană. Și au depus plângeri la poliție, domnul primar. Ascultați-mă, sunt terorizați oamenii din cauza lui, le este frică. Au ajuns oamenii să știe de frica lui. Poate
Amenins, dar n-am bătut, are 5 bătuți, dintre care pe unul l-a făcut cu Albu Marian, l-a lăsat în comă. Cum poate să spună așa ceva? Nu se poate. Deci domnul primar. Deci rolul dumnealui în societatea asta, deci prima, asta a fost bodyguard, să dea cu pumnul. Vă spun clar, acum 15-17 ani era bodyguardul Moșoiu. La discotecă. Copilul meu avea 13 ani, l-a bătut, l-a znopit pentru niște prostioare. Domnul! L-a nenorocit. Adevărat, domnul da. Primar. Și meteagna asta a păstrat-o și acum, domnule. Stai să-l auzim acum. Meteagna asta a păstrat-o și acum are 4 bătuți. Bun. Acum asta se răspundă. Este adevărat, domnul primar? Și cum să-mi fie adevărat? Cum să-mi fie adevărat? Stai să-l auzim. Vă ascultăm. Nu v-am înțeles, domnul Claudiu. Deci este adevărat că în urmă cu nu știu câți ani, 15 ani, l-ați bătut pe fiul domnului... L-a topit în bătaie, avea 13 ani Bârsanu, când avea 13 ani. La discotecă, la Moșul. Participa cumva la vreo competiție? Da, domnule, era... Domnul Claudiu, participa era la discotecă, l-a snopit în bătaie, era bodyguard, că atâta era... Deci dacă vorbim peste cei la telefon, nu ne înțelegem. Domnule, l-ați bătut pe copilul domnului Bârsanu? Nu cunoșteam la vremea aia. Câți ani are copilul domnului Bârsanu? Păi nu știu, zice că la vremea aia avea 13 ani. 14 ani aici. Acum vreo 15 ani. Am bătut un copil de 14 ani? Da, acum vreo 15 ani când a voastră... De ce nu m-a trimis la pușcărie domnul Claudiu că am bătut un copil de 14 ani? Acum zice domnul Bârsanu că ați bătut 4 persoane în comună. Căutați-vă pe Facebook să vedeți... Vă rog din suflet, nu Facebook-ul este informația. Căutați dosarele la poliție să vedeți că domnul primar a recunoscut că nu a fost atins. Da. A dat poliția judecată, a recunoscut la proces că nici nu măcar nu l-am atins, dar aceste persoane fac parte dintr-un clan. Un clan bine definit. Și de-aia bate primarul că... Ascultăm ce zice primarul. Așa, domnul primar. Ascultați-mă, vă rog, domnul Claudiu. Urmăriți și o să primiți poze să vedeți clanul bine definit. Este această persoană din fața noastră, Moșoiu, încă un fost primar și încă unul care este din Pâlvești. Ei fac legile în comuna Drăguțești, ei au băgat eroarea în oameni. Păi avem și nu e poza aia, domnule. Da. Păi atunci, eu sunt Al Capone la Drăguțești? Nu este Al Capone, Poliția de la Drăguțești nu-și face treaba, nu cred. Ăsta este un host de 3 lei, Al Capone a fost un mafiot deștept. Ăștia nu sunt mafioți. Ăștia au pus monopol pe comuna noastră și fac dezastru. Domnule, nu câștigă... Bine, suntem la final. Mulțumesc pentru precizări, domnul primar. Încă o dată, ultima întrebare. Deci nu v-a dat domnul Bârsanu 1000 de euro pe acele motoare? Pentru 1000 alta de euro, domnul Bârsanu se va duce la pușcărie, o să-i fac plângere penală și vreau să demonstreze că mi-a dat mie banii. În al doilea rând vreau să pun și mâna pe Biblie să mă jur că de la persoana asta n-aș putea în viața mea să primesc bani. Întrebați-l cumva dacă are probleme cu băncile. De unde avea 1000 de euro persoana asta? Când toată lumea știe că e necăjit. Am înțeles. Bine, domnul Bârsanu. De unde avea el bani? Mulțumesc pentru precizări. Seară bună. Ai părerea dumneavoastră cât sunt necăjitul. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Seară bună. Domnul Claudiu, numai o singură chestie trebuie să spun. Domnul comisar Curcă, ați spus așa. Domnul Bârsanu, sunteți de acord să facem cu detectorul de minciuni? Da, domnule, bineînțeles. Dar cu o singură condiție am spus. În fața mea să fie prima dată să vină domnul Popescu Dumitru, primarul. Dumnealui face acum, în minutul ăsta, detectorul de minciuni, poligraf sau cum se numește, și imediat eu mă așez pe scaun și îl fac. Păi nu, nu stabiliți dumneavoastră. Păi nu stabilesc, dar nu, cum eu am spus să-l fac. Domnul, eu fac, da. Nu sunt de acord și am zis da, sunteți de acord, bineînțeles că sunt, dar v-aș ruga ca domnul să fie și dumnealui. Bun. O ultimă întrebare de final. Da. Am depășit cu 4 minute deja timpul de emisie. A afirmat domnul primar acum, chiar pe final, că componentele auto care s-au găsit la dumneavoastră acasă sunt de la acele ambulanțe. Iar dumneavoastră... Dar de unde știe? Păi stați, în timp ce domnul primar vorbea și spunea lucrul ăsta, dumneavoastră ați afirmat așa, dar n-am negat niciodată lucrul ăsta. Nu. Păi așa ați spus acum. Nu, așa am spus. Bun. N-am negat niciodată. La începutul emisiunii sau pe la jumătate, când povestea cum s-au întâmplat lucrurile, ați zis că polițiștii la percheziții au ridicat acele componente auto pe care dumneavoastră le cumpăraseți pentru Am zis unele dintre... Domnul Claudiu, mi-am amintesc foarte bine. Am zis unele dintre
Nu toate, normal că au păi fost. Păi dar vi l-au luat pe toate, nu? Au luat și pe ăla și erau, alea erau, cum să vă spun, erau deșeuri. Oamenii au luat totul, că asta au căutat componente de Iveco. Deci nu puteam eu să, stați, domnul, consilier. Da. Când au venit la dumneavoastră și au găsit toate componentele la acasă și i-ați dus în altă locație unde au găsit motoarele și cutiile de viteze. Pe cele cumpărate de dumneavoastră, n-ați avut hârtii? Păi din timpul de mașini vă duceți, că oricine s-a duce să ia o tobă sau nu știu ce. Din târgul de mașină, și, da? Din dezmembrări normal, de exemplu e la Bălești. Da. Dă, domnule, și mie un cablu de accelerație. Ia, domnule, sau pe ăla l-am scos și l-am aruncat acolo, nu? Ăsta care, tot ce a fost găsit acolo, n-am putut să spună, domnule, asta e a mea, asta e luată de acolo. Nu, oamenii au luat totul. Bun, ultima întrebare. Da. Când dumneavoastră, cu înțelegerea primarului Popescu, după ce i-ați dat 1000 de euro, ați dezmembrat acele ambulanțe, ce ați luat de pe ele? Motoarele, cu cutiile de viteză care era acolo și pe motoare sunt componente, filtru, mă rog, asta... Cum arătau ambulanțele? Ca în filmuleț, ca în pozele noastre, fără faruri, fără spoilere, fără nimic. Bineînțeles, 25. Fără roți, fără nimic, nimic. Să precizez. Când eu m-am apucat și am luat motoarele de acolo, 25%, să nu zic mai mult, erau descomplectate, că de asta i-am sugerat domnului să le vândă. Înțelegeți? Nu erau faruri, nu erau absolut, deci lipseau enorm de multe și am zis, din cauza asta, zic că nu, dacă erau integre, să nu credeți că ziceamă vindele, poate le folosea la ceva, dar zicea, vindele pentru că nu mai rămâi cu nimic, de alea vândut. Deci 25-30%, asta reiese și de la marturi și de la, dar ce vrea să spună domnul primar. Suntem la final, domnule consilier. Da. N-a mers transmisiunea pe Facebook. Băi, deci în România, să ne spună și nouă, trimiteți-mi domnilor și mie mesaje, dacă funcționează Facebook în România, că aici la televiziune nu funcționează nici Facebook-ul, nici aerul condiționat, nici nimic. O să vedeți în această seară la dilemele zilei la Eugen Măruță, imediat după știrile Tele3, secretarul de stat Marius Dumitrașcu în Ministerul Energiei și președintele Consiliului de Supraveghere al CEO va fi prezent timp de o oră și jumătate la Eugen Măruță, de la 20:30 la 22, prima apariție publică a lui Marius Dumitrașcu după ce a fost numit secretar de stat și președinte al Consiliului de Supraveghere la Complexul Energetic Oltenia. Domnul Bursanu, mulțumesc pentru participare. Vă mulțumesc foarte mult că mi-ați dat voie să-mi expun. Da. Bine, am spus doar 5% din ce am de spus. Suntem la final. Mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Cu A Patra Putere vă întâlniți vineri aici la ora 19 cu Irina Stoian. Ne vedem imediat după știrile Tele3. Ne vedem la Eugen Măruță la 20:30. Așa cum vă spuneam, secretarul de stat în Ministerul Energiei, domnul Marius Dumitrașcu. Toate bune!